Această propoziție stereotip îmi face o deosebită plăcere, e ceva ce urăsc foarte tare. Mă rog, se aude foarte des, s-a plafonat, așa că pot să vă spun doar că nu pot descrie bucuria sufletească pe care o trăim venind fizic la Deven. La Deven, de fapt, vin zilnic în mintea mea, mai ales de 6 ani încoace când am venit la un simpozion asemenea celui de astăzi. Și de căile Domnului au făcut ca foarte multe să se împlinească. Nu știu dacă ați văzut panoul care atestă aprobarea de construcție a acestui edificiu în care ne aflăm și care are o dată de începere așa în el, a lucrărilor de aici. Dar data de încheiere nu există. Acolo Părintele Andrei sau altcineva din mănăstire a scris când va da Dumnezeu. Dumnezeu a dat de 6 ani încoace să ne aflăm, iată, nu într-un demisol, așa cum era acum 6 ani, plin de materiale de construcție, tot cam în același loc, și chiar în sala de conferințe a unei biserici monumente, aș putea spune, încă de pe acum. Între cele ce s-au împlinit și cu aceasta închei, martirilor bisericii din anii comunismului, făceam o promisiune. Demarasem de pe săpăturile la Periprava și am spus atunci că voi face tot ce e omenește posibil ca osemintele morților pe care îi voi găsi la Periprava să fie aduși aici. Voia lui Dumnezeu a făcut ca în urmă cu 6 luni de zile și acest lucru să se împlinească. Și acum, undeva în spatele nostru, sub altarul bisericii, se află amenajatul nostru ar. Exact așa cum vorbisem în urmă cu 6 luni, în care sunt depuse 79 de schelete ale deținuților politici, martirilor pe care i-am găsit la Periprava. Una e ce vrea omul și alta e ce vrea Dumnezeu. De data aceasta, lucrurile noastre, dorințele noastre s-au împlinit. Nu pentru că ar fi fost dorințele noastre, ci mai degrabă pentru că noi am făcut, de fapt, voia lui Dumnezeu. Tot așa cred că și colegii mei, care se află aici lângă mine și care vor lua cuvântul în continuare, au fost mânați în cercetările și investigațiile lor istorice cu privire la rolul bisericii în rezistența anticomunistă, cu privire la faptul că biserica în sine a fost o coloană vertebrală a rezistenței împotriva regimului comunist pe tot parcursul acestuia, că fără biserică și fără credința în Dumnezeu nu poate fi imaginată, practic, o rezistență împotriva comunismului ateu. Deci, colegii mei, deci, au fost cumva porniți în cercetările lor, tocmai din acest simbol care face ca să ne dăm seama la finalul unui demers că noi înșine n-am fost decât instrumente ale proniei pentru aflarea adevărului. I-aș da cuvântul mai întâi colegului nostru, dr. Valentin Cioveie, de la Universitatea din București, care ne va vorbi despre cercul interior al rugului aprins, una dintre cele mai cunoscute mișcări de rezistență care a reunit clerici și laici într-un nucleu de rezistență anticomunistă care avea să provoace regimul într-un act
fără precedent de închidere a mănăstirilor printr-un decret al guvernului comunist. Dar îl las pe domnul doctor Ciobe să vă prezinte materialul său. Vă rog.